Iohannis trage de timp. Chiar dacă toată lumea așteaptă cu sufletul la gură rezultatul noilor remanieri propuse de PSD, președintele încă mai studiază propunerile de miniștri pentru dezvoltare și transport. Nu am finalizat analiza, dar analizând și propunerile și comportamentul guvernamental, pot să vă spun, dacă doriți, câteva concluzii. Prima concluzie este că acest PSD sub conducerea lui Dragnea nu este capabil să genereze un guvern performant. Încearcă prin aceste veșnice schimbări și înlocuiri de miniștri să creeze impresia că se îmbunătățește guvernarea. Eu pot să vă spun că nu se îmbunătățește. Aceste remanieri nu sunt făcute pentru o mai bună guvernare, ci sunt făcute de ochii lumii. Întrebat despre blocajul care s-ar crea după 15 zile când demisiile miniștrilor devin efective, Iohannis a spus că soluția este la PSD, care ar trebui să vină cu oameni performanți. Șeful statului a comentat și scandalul din Parlament, iscat de încercarea de revocare a lui Liviu Dragnea. N-am avut timp de așa ceva, dar încercarea merită reluată și sper că opoziția va reuși. În timp ce Iohannis ține guvernul în șah în legătură cu remanierile, Dăncilă e foc și pară. Recent, premierul i-a dat un ultimatum lui Iohannis și a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională a României dacă președintele nu îi numește în funcțiile de miniștri pe Olguța Vasilescu și pe Mircea Drăghici.